Azi vă voi arăta cum să faceți o vestă asimetrică. Să presupunem că această foaie este materialul cu care veți lucra. Lățimea materialului va fi lungimea din spate a vestei. Lățimea mea a fost de 25 de inci, respectiv 64 de centimetri. Acum trebuie să aflăm lungimea materialului. Trebuie să știți unde e mijlocul pentru ca ambele părți să fie egale. Trebuie să măsor distanța între umeri. Măsurătoarea mea e 16 inci, respectiv 41 de centimetri. Dacă doriți o vestă cu un drapaj ca al meu, veți adăuga în stânga și în dreapta aceeași lungime. Dacă doriți ca partea din față să fie mai lungă, adăugați mai mult, iar dacă vi se pare prea lungă, veți adăuga mai puțin. Apoi trebuie făcute răscroiturile mânecii. Pentru acest pas puteți să luați o altă vestă sau o bluză ca model. După ce ați decupat o parte, folosiți materialul rămas pentru a decupa cealaltă. Așa veți tăia ambele părți la fel. Și imediat am terminat vesta. Trebuie doar să coasem partea de sus, unde va fi umărul. Puteți să folosiți și aici o altă vestă ca model sau puteți să măsurați distanța de la umăr la baza gâtului sau pur și simplu coaseți 10 cm pe fiecare parte. Acum vesta e gata. O puteți purta așa sau dacă doriți să fie mai călduroasă, puteți să-i adăugați ungule. Trebuie să măsurați noua lungime a materialului în partea de sus și să tăiați o bandă la fel de lungă. Lățimea o stabilește fiecare după gust. Eu am tăiat o bandă de 14 cm lățime pe care am cusut-o apoi în partea de sus a vestei. Dacă veți folosi același măsurător ca și mine, veți putea obține o vestă bună pentru un XS până la L. Iată câteva poze cu vesta. Sper să vă placă acest tutorial și să încercați și voi să faceți o vestă. Aștept cu nerăbdare poze cu vestele voastre, comentarii și sugestii de tutoriale noi. O zi faină tuturor și vă aștept data viitoare!